Un clujan a confirmat faptul că pacienții care se prezintă la camera de gardă sunt puși la plată. Asta spune bărbatul care a trebuit să plătească după ce a fost operat de urgență. Clujanul în vârstă de 40 de ani a văzut pe propria piele cât costă medicina românească. Acesta lucrează în Italia, unde îi sunt achitate toate contribuțiile de sănătate. Acum câteva luni, bărbatul s-a simțit dintr-o dată rău. M-a luat o durere de burtă de nu mai puteam nici să respir. Prietenii au chemat ambulanța care a venit destul de repede și am fost transportat la urgențe. Călin a fost operată de urgență din cauza unei hernii a liniei albe. În momentul externării, medicul i-a spus că trebuie să achite o sumă de bani, reprezentând cheltuielile de spitalizare. Pe chitanța dată de medici se arată că pentru cele trei zile de spitalizare, pacientul trebuie să achite suma de 1496 de lei. Cu toate că legea sănătății prevede că pentru pacienții neasigurați trebuie să se asigure un pachet minim de servicii, care include serviciile de îngrijire a sănătății, medicamente și materiale sanitare, numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale. Chiar dacă eram neasigurat, știam că primele trei zile sunt gratuite pentru cazurile de urgență. M-au taxat pentru spitalizare cu 1200 de lei, pentru hrană 21 de lei, pentru medicamente 139 de lei, pentru materiale sanitare cu 116 lei și pentru analize de laborator cu 20 de lei, a povestit bărbatul. Directorul Casei de Asigurări de Sănătate Cluj, Emilia Groza, a declarat că pacienții care nu sunt asigurați primesc îngrijirile medicale necesare în cazurile de urgență. Noi nu am imputat la medici astfel de situații, a spus Groza.